Deci asta este o cățelușă care are pui sub scară, nu are nume, sora ei Coli. Unciu. Și în spate să mai vedem cum pui de cățel este fermelul și aceea, soră cu pui din album. Nu a putut fi capturat aceea. Dar e bine. În zare se vede venit și Puffy, celălalt cățel al meu, a fost maidanez și el. A fost într-o casă până la una și a fost pe stradă apoi 3 ani sub protecția mea și de un an de zile este la mine în casă. Aproape un an, 10 ani, 10 luni și jumătate. El se simte foarte bine în zăpadă. Alargă-i fericit. Uitați cum stă acest pui în zăpadă, pur și simplu. Își face culcuș și stă în zăpadă. Nu, incredibil. Este o zi frumoasă, e mult soare, dar e și foarte multă zăpadă. Are blănița mare acest pui. 6 luni are, însă sunt mari, sunt de talie mare. Trebuie dusă și asta neapărat la sterilizat împreună cu mama ei și cu celelalte cățelușe surori. Neapărat. Deja sunt foarte mulți câini în acest parc. Onciu, cățelușul meu, îl țin legat că are problemă cu piciorușul, acela care îl ține sus. A fost lovit de o mașină și a fost operat și piciorul în ghips și încă este sensibil cu acel picior. Uitați-o și pe negruța. Care are pui și ea acum. Deci negruța, cățelușa galbenă și cu colii mai din spate. Toate trei au pui în același timp sub scări. Negruța și cățelușa galbenă au pui în același loc, în același cuib. Și colii în cuib alăturat. A mai fost o cățelușă în acest parc, mică, foarte blândă, băgată între pui, exact înainte de anul nou, între pui din album, dar a dispărut de câteva zile. De 2-3 zile a dispărut. Să sperăm, era foarte blândă și foarte jucăușă. Să sperăm că cineva a luat-o în casă să aibă grijă de ea. Doamne ajută!